Salutare tuturor! Paralizia în timpul somnului este un fenomen care te împiedică să vorbești, să te miști sau să reacționezi în vreun fel pe durata tranziției de la stare de veche la somn adânc sau viceversa. Experiența e asociată adesea cu supranaturalul, dar știința vine cu alte explicații. Manifestarea concretă a paraliziei în timpul somnului diferă de la caz la caz, dar se pot observa teme comune. Cel mai des relatat element este prezența unei entități călare pe individ, așezată pe pieptul acestuia pentru a îngreuna respirația. Descrierile entității variază de la o femeie palidă până la un demon mic și negru, sau chiar mai mulți. De asemenea, vizite ale extraterestrilor au fost menționate de multe ori în aceste circumstanțe. Un astfel de episod durează în medie 1 sau 3 minute, iar fenomenul este mai răspândit în rândul tinerilor. Conform unui studiu din 2011, publicat în Sleep Medicine Reviews, 7,6% din populația generală trece măcar o dată în viață prin această experiență. În schimb, la studenți, procentajul este de 28,3%. În acest material, v-am pregătit 15 lucruri înfricoșătoare despre paralizia în somn. Te simți de parcă te-ai fi trezit mort. Știi că mintea ta e trează, dar corpul nu este, așa că te simți captiv. Este mult mai complicat decât să ai un coșmar. Organismul rămâne paralizat în timp ce creierul se trezește și ochii se deschid. Ai o stare conștientă trecătoare, dar nu poți să-ți miști mușchii sau să vorbești. Respirația nu este afectată, nici alte mișcări musculare involuntare, însă poți avea o senzație de presiune pe piept. De obicei, acest lucru îi face pe majoritatea celor aflați într-o astfel de stare să se trezească datorită faptului că încearcă să respire adânc. Se întâmplă atunci când te pregătești să adormi sau când ești aproape gata să te trezești. Paralizia în somn poate avea loc în timpul uneia dintre cele două tranziții în ciclul de somn. Atunci când organismul întâmpină probleme în a realiza aceste tranziții între starea de somn adânc și veche sau invers, nu se cunosc motivele pentru care există aceste dificultăți. Poți avea halucinații. Aceste halucinații apar atunci când te afli între somn și veche, mintea fiind alertă, iar ochii deschiși. Halucinațiile vizuale și auditive din timpul somnului sunt însă destul de rare. Nu te poți trezi singur, pur și simplu. Poți încerca să îți miști degetele de la picioare sau mușchii faciali. Dar adevărul este că nu poți păcăli mama natură. Nu există o modalitate prin care să-ți revii singur din paralizia în somn. Este un fenomen natural și se poate întâmpla oricui. Așa că de fiecare dată când te duci la culcare, există riscul să treci prin așa ceva. Cu toate acestea, anumite persoane nici nu sunt conștiente de paralizia în somn, întrucât poate dura foarte puțin și nu este obligatoriu să fie o experiență ieșită din comun. Dar e mai probabil să li se întâmple tinerilor sau persoanelor cu antecedente de boli psihice. Se întâmplă, probabil, de la lipsa de somn. Studiile au arătat că există o legătură între lipsa de odihnă și anumite tulburări ale somnului. Așa că poate tot ceea ce trebuie să faci pentru a te simți în siguranță este să dormi, cât mai mult, oriunde. Cauza sigură este un mister. Până în secolul XIX, s-a crezut că li se întâmplă doar persoanelor posedate de spirite sau demoni. Probabil că aceasta este explicația acestui tablou renascentist intitulat Coșmarul. Mai mult decât atât, oamenii au pus paralizia în somn și pe seama extraterestrelor.
OZN-urilor și vrăjitoarelor. Cu toate acestea, nu există nicio dovadă că acest lucru te poate ucide. Dar încearcă să-i spui asta unei persoane care a trecut prin așa ceva. Vă mulțumesc pentru vizionare, iar dacă ați trecut prin astfel de situație, nu uitați să lăsați un comentariu. Vă mulțumesc încă o dată, iar noi ne revedem data viitoare. Toate cele bune!